Yo, hei, salutărilor și bine v-am găsit la un episod din Virtua Tennis! Înainte de toate, vă mulțumesc de susținerea acordată și desigur, hai să vedem dacă strângem și la acest episod 500 de like-uri, ar fi genial și 4000 de vizualizări, ar fi și mai epic. Și totodată, știu, episodul trecut parcă a fost ceva ciudat cu audio-ul, a fost din cauza microfonului meu, n-am pus bine căcatul ăla înapoi în el, jack-ul ăla, USB-ul, mă rog. Că l-am dat jos odată că mi-a făcut curat pe aici pe masă și trebuie să nu mă încurce. Și apoi nu l-am pus bine, da, știu, cam, da, căscat. Ups, da, mă rog, se mai întâmplă. Deci, hai să vedem. Acum am avea meciul de antrenament cu Jared Cassano, tipul ăsta. Dar să se văd, este aici undeva? Jared Cassano? Că nu văd decât meciul acela. Ba nu, ăsta e de ăla din practice, nu știu ce, din listă. Mă rog. Ba nu, noi suntem în săptămâna 21. Ok, până atunci, eu o să trag aici câteva momente de astea de somn, deci două săptămâni de odihnă, gen. Bun, altă treabă. Și acum avem, desigur, match Gold Coast sau acest training match vs. Jared Cassano, da? Deja practic am câțiva prieteni și tăte cele, mai degrabă trecem direct în acțiune, nu? Hai să trecem direct la treabă, mergem pe un match de ăsta simplu. Ia, Jared Cassano, acolo e ăla. Ia l-ai, îl vedeți? Ha, bun, hai că-s curios ce rank are. Ia și Mahmud. Oh, ce tare. Bun. Deci hai să vedem Mathieu Gross. Goss. Un francez. O să-l anihilez pe ăsta. Deci pe ăsta l-anihilez. Bun, jucăm aici în Australia, frumos, din nou aici pe terenul ăsta, așa frumos, tropical. Pac, așa jucăm la single, că parcă, na, mere, mai șmecher ăsta. A fi el cu un match mai mult decât ăla la dublu, dar asta mere mai ușor în sens că, na, sunt numai eu pe teren și eu decid totul. Opa, așa! Bă, da, ce albicios e, bă, tipul ăsta, mă, incredibil. Băi, francezule, mă, ce s-a întâmplat de ești atâta de alb, mă? Adică știu că americanii au glumele lor, gen cu ce culoare le place cel mai mult la francezi, alb, știți, că și-o da surrender, gen. Da, mă rog. Oricum, hai să vedem, așa frumos, pac, pac, să mă mișc aici. De-abia aștept, mă, să ajung o dată mai sus în ranking-uri și toate cele, deci de-aia aș trebui să jucăm din ce în ce mai mult. Totuși, parcă, să nu știu, poate atunci ar fi fost prea ușor, gen, dacă îți creșteau skill-urile și toate cele și cât timp tu joci tenis, adică de exemplu aici în campionate, n-ar trebui și aici să-mi crească chestiile ca la training gen. Da, poate după ce ar fi fost prea ușor că tot evoluai și așa nu mai aveau rostul training match-uri, dar poate asta e faza. Că atunci n-ar mai fi avut rost să faci training-urile alea, știi? Da, precis, asta e faza. Ohoho! Frumos, a la Federer-o fost așa, bam! Frumos. Papac, tu sistem valoros. Așa, bun, o dăm acolo și pa. Oh, wow, stai că m-o prins acolo. Slice, trebuie să dau mai tare. De ce dracule dau așa pe slice? Nu, uai! Nu, uai! Lol, era să mă iei de două ori tipul ăsta până amul. Bun, frumos. Hai, ăsta ce contează, hai. Ultimul. Pac. Așa, bun. Game, set, and match. Player 1. Bun. Normal, eu. I am the best. Așa, frumos. Trecem mai departe. Ne vom bate cu coreanul. Dacă nu trecut mai... Ai, mă, Mahmud. Ce dracu, Cassano. Sau, mă rog, Cason. Mă rog, Jared, o trecut mai departe de Mahmud. No, vreau să mă văd cu Mahmud, gen așa în finală, ce tare ar fi fost. Li Ho Sun. Ne batem împotriva coreenilor aici. Li Ho Sun. Li Ho Sun. Iată, așa mă amuză și îmi plac denumirile astea asiaticilor coreenilor, așa că iată denumirile alea. Li Chun Chao. Li Ha Chun Ha. Adică, e bizar, dar totuși fain. Aoleu, ce șorț are tipul, lol. Eu ziceam de ăștia ce port eu că mi se par cam mici, da, pe ăla, lol, ăla, deci japonezul, fără exagerare, parcă joacă în boxeri. Adică fii atent, mă, lol. De capul meu.
Bun, ne vedem. A, da, păi dacă gen ăsta, ce am zis, că da, dacă na, mă văd în finală cu Geră de la Casano, la parcă o să-mi pară rău apoi când m-am dus în training match cu el, gen să l-am la prieten dacă e de ceva clasă mondială. Dar oricum, l-am eu pe arabul meu, cu arabul ne vom duce mai departe. Pe el o să-l upgradez, o să-l, aia, să-l duc acolo sus cu mine, împreună, mergem împreună, ce dracu. Ia, opa, oh, ce te-am fraierit. Bun, așa schimbăm pozițiile. Dau în mijloc primoară și, fal, țeapă fraiere. Ia, da, aici, bun, pac. Opa, Penelopa. Stai. Totuși un lucru foarte bizar la noi românii mai nou e că avem o modă interesantă. Suntem foarte buni la sport feminin, dacă ați observat de cea timp. Adică, mă rog, Naționala României, da, s-a calificat amul Euro și nu știu ce, dar au făcut egal în pula mea cu Congo și nici măcar nu a fost echipa primă. Adică a fost Bacambu, dar cam atât, în rest, unde și ceilalți? Marele denumiri, că totuși Congo, mă, ori acolo niște jucători foarte interesanți. Mă rog, nu ne luăm de fotbal, pentru că asta nu este asta de fotbal. Ce ziceam eu este că ia în tenis. Zici tenis, te gândești la românce, adică avem 3 sau 4 fete care joacă tenis în sens tenis, la clasă de acolo sus. Și ce vreau să zic, deci totuși, 4 fete ce joacă acolo sus, da, băieți, păi l-avem pe tecău. Și mai era parcă unul copil, parcă așa-l chema, nu? Că știu că m-am amuzat câteodată, ia-mă serios cu Gerard, ne vedem în finală. Și am zis că mi-a părat rău că n-am făcut cu el meci, dar mă rog, Macedonia, rank 95, dă-l încolo. Bun, și parcă era așa încă unul copil sau ceva genul, tecău și copil, nu, 2. Adică, da, na, oricum, tenis, oricum, bine că ne știm la tenis. Și desigur, să nu crezi că am uitat, cel mai important lucru, handbal. Adică am luat, câte cupe, și acum, de curând, cupa Champions League la handbal, dar la feminin. Bă, deci, totuși, România se descurcă. La olimpice, mă rog, acum am auzit că nu prea sunt eu cu astea de olimpice, dar din câte am auzit de la știe și așa, prin viteză, ci că nu prea ne ducem la Rio sau nu prea s-au calificat mulți la Rio sau nu știu ce e schema. Oricum și acolo, mare parte fete. Fete și îi, na, un tip. Nu mai știu cum îl cheamă pe ăla. Whatever. Oricum. Bă, deci, interesantă schema. Dar nu-i bai. Acum cu caracterul meu, mamă, era să lovească pe ăla în coaie. Aoleu. Deci, nu-i bai, pentru că acum cu caracterul meu ăsta foarte, foarte frumos, care arată bizar de urât, vom scrie istorie și vom mai aduce încă un român acolo în topurile mondiale. Aole, de-abia știi meciurile alea cu Nadal și Djokovic. Dar chiar ce chestie, dacă aș putea să fac prieteni de ăștia, și așa gen din ăștia mondiali, să le zicem așa, aole, cred că m-aș... Clar, la meci la dublu cu Djokovic. Cum ar fi asta? Wow! El ar fi prima alegere, clar. Așa, dacă ar fi, el îmi place mult de Djokovic, e number one. Numărul 2, clasicul, El Clasico Federer, adică totuși tehnic omul rău de tot. Și după aceea pe 3, așa, Nadal. Bun, sau desigur, e salea dublu mixt. Sper că salea în jocul ăsta să era în alt virtual tenis, că deja și eu le cam încurc. Știu că mai era unul. Este gen și dublu mixt, dar nu cred că este la noi. Nu. Nu mai știu care virtua tenis, sau poate se poate și la asta, chiar nu mai țin minte. Știu că era un virtua tenis sau cea de genul, că nu știu dacă ăsta sau altul, că gen puteai să faci la dublu, dar nu doar așa băieți cu băieți, ci mixt, gen un băiat o fată, un băiat un fată. Da, poate că e mai interesant așa gen băieți, dar nu mai ziceam că și așa cu fată era interesant. Bun. Ia să vedem, aici desigur câștigăm din nou noi aici așa frumos, pac, pe sistem valoros. Ne bucurăm toate cele, este. De data asta se pare că nu mi-a mai dat o cupă sau poate mi-a dat-o, dar am dat și o skip. Nu contează. Opa, de pe 94 urcăm pe 92. Foarte frumos. Bă, dar românii nu mai sunt așa-i? Andrei Rux. Aoleu, aș fi zis că e Moldova, dar nu e Moldova, cred că e Chad ăla.
CAD. Știți că mai este o nație care seamănă cu steagul României, CAD. Ba nu CAD, că CAD-ul e ca și România, dar n-are chestie de aia în mijloc și chestia aia nu cred că e de la Moldova, mai ales după nume, adică Andrei Râu. Aoleu, hai să văd, nu este România. Hai mă, serios, eu singurul român, ia Ungaria. N-au cu ungurul m-aș împrietini, cu germanul sau cu jamaicanul. Uai, cu jamaicanul, ce amuzant ar fi. Gen, bună, ia, eu sunt aici cu prietenul meu fumat, jamaicanul. Ia mă, alt jamaican, o, ce tare. Dar românii nu mai ies, românii nu mai văd. Ia mă, altă ungur, tut arpad. Hehe, tare, tare. Ok, charity cup. We are proud to announce the annual SPT Charity Cup has been held in blah 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 blah. It's open to all but competition players must attend wearing a fancy dress. Ah, lol. Deci asta e un match de la de caritate, gen toți banii se duc, nu la nu știu ce, copii de favorizați, blah blah blah. Dar faza e că dacă vrei să participi la astea, trebuie să apare într-o costumație, într-un costum, gen... Stai că să vă arăte mie. Asta e ce dracu-s astea? Yeah, wearable. Yeah, vedeți de asta cea de genul, e turbanul ăsta numai că costă 15.000 dolari, prea mult, adică bă, un picuț e prea mult. Yeah, sau, dacă pantalonea mea sau ia de exemplu cizmele astea, vedeți care are logo ăla cu mustață și ochelare, asta înseamnă să ai de alea, dar poate că sunt nici numere. Da, trebuie să ai de ala care arată mustață, gen. Ia mă ochelari, aoleu ce tare, ia ce-s fain, nu? Cât costă 4.000 de dolari niște ochelari? Tu vorbești serios? 4.000 de dolari? Cât? Ia să-mi iau o banderolă. Și asta în pula mea la 1.500. Wow. Scump, rău, scump, 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 scump. Bun. Ia să vedem ce aș putea eu, ce rachetă aș putea eu să iau. Power, angle, control. Angle, angle, power, că asta e cea mai faină, mă, cred că asta o am eu, nu? Da, că arată sold pe el, precis. Ia, court passes, așa. Lucky dip, lol, asta e gen cutii, care dacă dai 5.000 de euro, 5.000 de dolari, cât îmi zic euro, 5.000 de dolari îți dă ceva de genul random. Poate că asta să fie o chestie faină de făcut mai încolo, când vom avea mulți bani. Și aici așa cea de genul pack opening. Cât că în Virtua Tennis și deschidem cutiuțe de alea de surprize. Bun, hai să punem accesorii. Așa, right hand, așa frumos, valoros, pac pac. Așa, saving. Hai să ne mai antrenăm, asta cu pirații, hai să fac asta că... Bun, nivelul 3 încă nu l-am reușit să-l fac, sper să reușesc acum să fac nivelul 3 de la pirați. The pirați. Pirați. 2 1 go. Hai, 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 hai. Hai. Opa. Mă, să știi că mai era un Virtua Tennis, am că stau să mă gândesc că după astea de antrenamente știu că era la un timp sau poate asta se deschide după un timp, că știu cum aș fi ce drept de foarte mult m-am mai jucat jocul acesta și poate că uit. Știu că erau alte antrenamente, cea de genul, era o fază că gen să hrănești crocodilii sau cea de genul sau cum Franța, că nu mai știu, era interesant oricum. Ok, hai că mai am un singur vapor, mă, dar că nu mai reușesc să dau drept. Ce Franța se întâmplă, ok. Hai mă, cata pe lângă! Nu, no, ai, du-te în pula mea și amuceți cu funz. Ai, mamă. Atât de aproape, mă. Dar e greu câteodată, ha? Ceapă lui, stai că mai dau o dată. Nu mă lăs, nu mă lăs. Încă o dată. Încă o dată. Mai vreau o dată. Bam, bam. Mai vreau o dată. Nu mă lăs. Vreau să scufund nave de pirați. Eu vreau să scufund... nave de pirați. La oricum, dacă nu mai iese, mai fac pe nivelul 2. Fac pe nivelul 2 că e mai ușor și, mă rog, acolo, na, tot strângi gen punctaj de ăsta. Ok. Bun. Așa. Ouleule, Ghiulea, stai. Bun. No, hai mă, pe lângă am dat, serios.
Bun. Ăla-i, frate, ăla-i. Am știut eu că pot, da? Și m-a rămas și 14 minute. Bun. Am deschis nivelul 3. Așa, ground stroke, storks, mă rog, strike. Și-o, pram! Îi dau un adio pixdesc. Bun. Hi there. I'm João Rocha Silva. Iauzi, João Rocha Silva. I've seen you playing in the tour, bla bla, te-am văzut că joci în turneu, nu știu ce. Și m-am gândit dacă vrei să ne antrenăm un practice match în Tokyo, în săptămâna 30. Mă, numele lui e interesant, cred că e brazilian sau ceva de genul. S-ar putea să joc, Ok. Yes, dem, nivelul 4. Bă, dacă m-am chinuit atâta cu nivelul 3, scur o să am un nivelul 4, cum o să fie. Nivelul 4. Cred că o să fie mai greu. Ia să vedem. Așa frumos. 3, 2, 1, go! Dar totuși, având în vedere că trebuie să mai evoluez în chestiile astea. Și atunci genos mi se deschide și altele. Adică așa trebuie. Hei, ce fan a dat-o pe aia. Ia m-am scufundat-o pe aia mică. Și pe asta mare am scufundat-o. Nu? Hai băgă-mi așa. Hai mă că ai o fo pe el. Hai mă dacă ai o fo pe el, futu-ți morții mătii. Este mă, fii atent cu 78 secunde rămase. Bă, serios? Sau milisecunde sau ce s-a alea. Este mă! Bun! Bă, sunt prea periculos, bă, sunt periculos. You unlock the pirate trousers. Iauzi, am deschis ceva de pirați, pantalonii de pirați. Presupun că, ia să vedem, mi se pară mie sau... Da, ia astea cu crocodili, v-am zis mă înainte cea de crocodili, mă! Da, mă, Meat Defender, deci se deschid, ok, aia era. Deci cu cât avansăm mai mult, cu atât o să se deschidă antrenamente noi. Ia mă, și ăsta e ăla cu crocodilul. Mamă, ce m-am amuzat, ăsta de foarte greu. Ăsta la nivelul 5, parcă? Pe la 5 sau cât dracu? Știu că era foarte greu. Ia, trebuie să apărăm carnea. Deci înseamnă că trebuie să dăm cu mingea în crocodili. Ia, vedeți crocodili? Mamă, ce urât e crocodilul ăla. Aolea, dar am o țintă. Da, e logic, ai practic farmecul jocului, adică acestor antrenamente, că te obișnuiești cum să țintești. Serios. Deci e foarte importantă chestia asta. Ia mă, grumă, nu-l prind! Nu! Nu, lasă-mi carnea în pace, tu ceapa ta e crocodil! Mă... Este! Mai am o singură carne. Game over. Atât? Bun, ok. Ok, am apărat carnea. Ce ciudat sună. Ok, am apărat carnea. Este, mă. Bun, ia să vedem aici o să fie. Ar fi un match, dar nu, mai vreau o dată. Mai vreau o dată training nivelul 2. Hai că vreau să fac level up la ăla, la mușcă și așa, să dau bombele alea. Hai, loading. 3, 2, 1, go! Bun, avem 3 bucăți de carne care trebuie să le apărăm. Ok. Și în 40 de secunde, cred că s-a, nu minute. Ok, aoleu. Am o țintă să-mi trag pe mine. Aoleu. Stai că trebuie să și prinzi mingea cum trebuie ca să-ți meargă ținta. Aha! Ia! Hai mă! Da, bun. Așa. Bun. Stai că am apărut unul. Pe ăsta îl execut din prima. Da. Opa. Serios, pe aici mi-o dai? Bun, mă, ăla-i. Este, hai, level up. Nu-i level up? Ce, mai trebuie să mai dau un match? Mai trebuie să mai dau un training? Serios? Dar trebuie să fie level up. Adică, baia, playstyle, unlocked, strong forehand. Ok. Și
Atunci cum fac? Partner list, nu, career trophies, nu, gear, nu cred că la gear, trebuie să fie ceva gen caracter. Sau mi se pune automat, presupun că, poate că mi se pune automat. Oricum, hai să ne odihnim, hai ne odihnim aici așa frumos, pe sistem valoros. Opa, 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 așa încă o săptămână, că avem bani de doare la patină. Contează doar să fim odihniți. Și, da, eu zic, hai să oprim videoul aici, o să urmeze aici o nebunie în Moscova. Frumos, frumos în Moscova, în Rusia, așa mai câștigăm o cupă, mai luăm bani de la ruși. Și desigur, ne vom auzi în episodul viitor. Hai să mai strângem 500 de like-uri și desigur, 4000 de vizualizări ar fi ceva absolut genial. Se pare chiar că mai deschis aici anumite chestii, nu tricouri, pantaloni am deschis ăștia de pirat, așa. Footwear deja le aveam pe alea. Pe ce dracu e asta? Adică ce e, la reduceri sau ce franță? Că nu e nimic ca nu aici. Aoleo, m-ați păcălit, mă. Na, nu-i bai. Deci, ne auzim pe data viitoare. Hai să cerem să strângem cât mai multe like-uri. Știți bine, cu mai multe like-uri și vizualizări, cu atât mai multe episoade. Numai bine, oraș la gară. Bye, bye.